Bună ziua, sunt Larisa Oproiu, iată principalele titluri ale ediției. Urmează lansarea licitației pentru construcția drumului expres Târgu Jiu-Filiaș. Vremea se răcește, iar temperaturile maxime nu mai trec de 28 de grade. Flacăra Horezu s-a retras din Liga 3-a. Lansarea licitației pentru construirea autostrăzii Filiaș-Craiova va fi urmată în scurt timp de lansarea licitației pentru construcția drumului de expres Târgu Jiu-Filiaș. Manuela Misăilescu, vicepreședintele PSD Gorj, susține că drumul de mare viteză a fost împărțit în 6 loturi pentru a fi finalizat cât mai repede. Promisiunea oficialilor Ministerului CNAIR-ului sunt că este că și celelalte loturi urmează în cascadă să fie atribuite lucrările, pentru că scopul pentru care acest tronson a fost împărțit în 6 loturi a fost acela de a urgenta finalizarea acestor lucrări. Ce ar fi însemnat să dai întregul tronson unui singur constructor și dacă este serios termină, dacă nu mai vedem noi ce se mai întâmplă. Noi am gândit-o și noi specialiștii, că nu eu am gândit chestia asta, au gândit-o foarte bine, dar sigur la solicitarea inițiatorilor proiectului și au împărțit distanța de 110 km în 6 loturi, astfel încât să se lucreze pe 6 fronturi consecutiv, iar drumul de mare viteză, autostrada Craiova-Filiaș și drumul expres Filiaș-Târgu Jiu, să se termine în cel mai scurt timp. În plus, drumul de mare viteză care va face legătura cu Craiova va aduce mai mulți turiști în municipiul Târgu Jiu, care se va afla pe lista UNESCO prin includerea operelor lui Constantin Brâncuș în patrimoniul mondial. În contextul în care vorbim despre includerea operelor lui Constantin Brâncuș în patrimoniul UNESCO, în contextul în care ne așteptăm la un număr semnificativ mai mare de turiști care să ajungă în județul Gorj, la Târgu Jiu, imaginați-vă cât de important este acest drum. Pentru că și dumneavoastră când plecați în vacanță cu familia, un concediu scurt, nu de 2 săptămâni, de 3-4 zile, da? Nu luați în primul rând în calcul cum ajungeți acolo mai ușor. 5 candidați din Gorj au reușit să obțină nota 10 la titularizare. 450 de profesori s-au înscris la examen. 152 de candidați au reușit să obțină note între 7 și 9,99, iar 62 de persoane au obținut note între 1,01 și 4,99. 3 lucrări au fost anulate. Rata de promovabilitate este sub 48%. Privitor la concursul național de titularizare, sesiunea 2024, la nivelul județului Gorj, a existat un număr de 330 de lucrări trimise spre evaluare. Statistica privitor la notele obținute este următoarea. 5 candidați au obținut nota 10, 27 de candidați au obținut note între 9 și 9,99, 46 de candidați au obținut note între 8 și 8,99, 79 de candidați au obținut note între 7 și 7,99, 52 de candidați au obținut note între 6 și 6,99, 56 de candidați au obținut note între 5 și 5,99, 62 de candidați au obținut note sub 5. Vorbim de o rată de promovare peste 7, de 47,58%. În egală măsură vorbim de o rată de promovare peste 5, de 80,3%. 3 lucrări au fost anulate. Facem precizarea că aceste rezultate sunt înaintea depunerii contestațiilor. Pentru a obține statutul de titular, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, adică suplinire, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă. Contestațiile pot fi depuse în cursul zilei de marți la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice până la ora 21 și miercuri până la ora 12. Comuna Bălănești se confruntă cu probleme legate de aprovizionarea cu apă potabilă, mai ales în perioadele secetoase ale anului. Lipsa apei a afectat considerabil viața de zi cu zi a cetățenilor, punând totodată presiune asupra administrației locale să găsească o soluție eficientă și durabilă. Primăria a inițiat un proiect ambițios de a realiza un foraj de adâncime cu scopul de a suplimenta resursele de apă potabilă pentru comunitate. Acest foraj este anticipat să rezolve deficitele de apă, oferind o soluție pe termen lung pentru nevoile cetățenilor. Proiectul se va finanța din bugetul propriu al primăriei, valoarea investiției fiind de 500.000 de lei. La ora actuală, în Comuna Bălănești, prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL2, am reușit și finalizat construirea unei gospodării de apă
foarte bine pusă la punct, cu stații de tratare cu tot ce trebuie și două foraje de adâncime. Din păcate, aceste două foraje, în anotimpul secetos cum este acum, nu face față cerințelor cetățenilor care sunt branșați la gospodăria comunală de apă. Suntem în execuție cu încă un foraj de adâncime, unde dorim să suplimentăm sursa de apă. Mai este puțin de lucru la el, este în execuție. Nu pot să spun că mai durează două săptămâni sau trei, fiindcă sunt intercitudine și în timpul execuției apar anumite probleme, dar sper ca în cel mai scurt timp acest foraj să reușim să-l introducem în sistem și totodată mărim capacitatea sursei de apă a gospodăriei. Chiar dacă vor fi probleme, nu vor mai fi probleme atât de mari. În acest moment, locuitorii comunei Bălănești primesc apă la program, a declarat primarul Ovidiu Pungan în cadrul emisiunii La Obiect de la Radio Accent. În momentul de față, apa este restricționată în localitate. În jumătate din comună am împărțit comuna în două, jumătate de comună are într-o zi, jumătate în ziua cealaltă. Dar, din păcate, nu putem ca să oferim în acea zi în care sunt celelalte satele, cum le-am împărțit, să aibă parte de apă 24 de ore din 24. Și dar de ce se întâmplă lucrul acesta? A crescut consumul de apă sau a scăzut debitul celor două foraje? Nu, sunt doi factori aici. În primul rând că a crescut foarte mult și nejustificat consumul de apă. Că se folosește apa la irigație mult? Este un consum excesiv de apă, extraordinar. Și totodată a scăzut și puterea forajelor, chiar dacă sunt foraje de adâncime la aproape 200 de metri, se cunoaște de la zi la zi, reducându-și din forajul, reducându-și cantitatea de apă. Primarul Pungan face un apel la cetățeni să folosească apa din fântâni. Sunt de acord că și eu sunt cetățean și trăiesc la țară. Fântânile, care sunt și pe domeniul public și care le mai au cetățenii în gospodărie, unele au fost lăsate de izbeliște de către cetățeni. Lucru care în momentul de față ar fi de un foarte mare ajutor. Funcționarii unei primării din județul Gorj își caută deja alte locuri de muncă după ce actualul primar urmează să fie înlocuit din funcție de cel care a câștigat alegerile. Claudiu Dragotea urmează să-și preia atribuțiile de primar al comunei Ciupeceni din luna octombrie. Acesta spune că unii funcționari vor să-și mute locul de muncă la alte instituții. Oamenii s-au plâns și se plâng în continuare. Acum înțeleg că o parte din personal și-a manifestat dorința de a pleca către alte primării. După ce ați am înțeles că una, da, am înțeles că chiar una dintre persoane se va transfera la o altă instituție. Nu vreau să fiu o speritoare și cu siguranță nu voi fi. Îmi doresc ca primăria să fie o echipă care să muncească în interesul cetățenului și de fapt ăsta este scopul. Claudiu Dragotea spune că funcționarii din cadrul primăriei Ciupeceni trebuie să fie în slujba cetățenilor localității. Că toată lumea trebuie să fie, să aibă un loc de muncă, mai ales că oamenii sunt din comunitate și sunt din comună, dar trebuie să și livreze, să angreneze în această poveste pentru a face să dispară imaginea asta prea sau mai puțin negativă a primăriei. Claudiu Dragotea a candidat la alegerile locale din data de 10 iunie din partea PNL și a reușit să-l învingă pe actualul primar de la PSD la o diferență mică de voturi. Autoritățile locale din comuna Telești își vor reduce semnificativ consumul de energie prin intermediul unei centrale fotovoltaice ce urmează să se construiască în localitate în perioada următoare. Proiectul a fost conceput să satisfacă nevoile energetice ale primăriei, școlilor și altor instituții locale aflate pe raza localității. Reducerea consumului de energie prin intermediul centralei fotovoltaice nu doar că aduce beneficii semnificative pentru mediu prin diminuarea emisiilor de carbon, dar contribuie și la îmbunătățirea economiei locale. Prin scăderea costurilor energiei, instituțiile locale pot realoca resursele economisite către alte proiecte comunitare. Se va construi o centrală fotovoltaică și în comuna Telești și în același timp și primăria Telești a accesat proiectul care este pe Ministerul Energiei și
vom beneficia și noi de o finanțare și vom construi un parc fotovoltaic pentru consumul de energie al primăriei, iluminat public și ce mai avem pentru școală și tot ce înseamnă instituția primăriei. În condițiile în care la ora asta cheltuim în jur de 3 miliarde anual cu energia electrică, asta înseamnă în viitor posibilitatea de a face altceva cu banii necesară localității decât să-i plătim pe energie. Adică înseamnă un câștig de cel puțin 3 miliarde anual. Biblioteca Județeană Cristian Tel, în colaborare cu Consiliul Județean Gorj, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Domeniul Arte Vizuale, Specializarea Arte Plastice Pictură și Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design, anunță desfășurarea taberei de creație artistică Iosif Keber Art Lit 2024. Această inițiativă reprezintă o oportunitate ideală pentru studenții specializați în arte vizuale și plastice de a explora și de a se dezvolta în domeniul lor, susținut fiind de un mediu inspirațional și resurse valoroase. Programul Tabere este conceput pentru a maximiza potențialul creativ al fiecărui participant prin ateliere de lucru, sesiuni de critici, expoziții și prezentări. Desfășurat în pitorescul cadru al Băii de Fier, tabăra folosește acest peisaj plin de istorie ca o sursă de inspirație pentru participanți. Locul este ales nu numai pentru frumusețea sa naturală, dar și pentru semnificația istorică, fiind un loc unde natura se întâlnește cu cultura, oferind astfel un mediu perfect pentru creativitate și explorare artistică. La nivelul complexului energetic Oltenia se fac demersuri pentru a crește capacitatea de producție. Se fac eforturi pentru a mai pune în funcțiune încă două grupuri energetice, iar producția totală să treacă de 1200 de megavolți. De altfel, compania este în situația de a produce cu un total de 5 grupuri energetice. Sunt în funcțiune două grupuri energetice la termocentrala de la Rovinari, două la termocentrala de la Turceni și unul la sucursala electrocentrale de la Ișalnița. Creșterea producției de energie pe bază de cărbune a venit la solicitarea acționarului principal. Acesta este Ministerul Energiei, care deține peste 70% din acțiunile celui mai mare producător de curent electric pe bază de cărbune din România. De altfel, complexul energetic Oltenia produce peste 95% din energia pe bază de cărbune din țara noastră. Administrația Complexului Energetic Oltenia a aprobat o achiziție majoră de urgență pentru activitatea de mentenanță din sucursalele electrocentrale și din carierele miniere. Se are în vedere asigurarea unui acord cadru pentru livrarea de oxigen tehnic. Bugetul alocat este de peste 600.000 de lei. Cantitățile de oxigen tehnic, folosit în special în activitățile de reparație prin sudură, vor fi livrate începând de luna viitoare la următoarele puncte de lucru: sucursale electrocentrale de la Turceni, sucursale electrocentrale de la Ișalnița, LCF-ul Mutru și cele 9 subunități din sucursala minieră. Oxigenul tehnic gazos este necesar în activitățile de mentenanță și întreținere din cadrul unităților miniere, reparații cazane, turbine și alte activități conexe din cadrul sucursalelor electrocentrale. Mai este utilizat în activitățile de dezmembrare a utilajelor casate și pregătirea pentru livrarea deșeurilor metalice rezultate în urma dezmembrărilor. Sistemul de transport al călbuzelor pe circuitele de benzi va beneficia de o îmbunătățire în perioada imediat următoare. Ca urmare a solicitărilor primite din teritoriu și a necesarului de materiale realizat, a fost aprobată suma de peste 325.000 de lei pentru achiziția de agrafe miniere. Produsele vor fi livrate în toate subunitățile miniere de luna viitoare. Conform reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, produsele se folosesc pentru realizarea lucrărilor de mentenanță a utilajelor miniere, respectiv îmbinarea covoarelor de cauciuc cu inserție textilă. Circuitele de benzi transportoare sunt folosite atât pentru a aduce cărbunele din cariere în depozitele din subunități, cât și pentru transportul sterilului din zonele de pregătire a fronturilor de lucru în halte. Comuna Peștișan se pregătește să găzduiască cea de-a treia ediție a festivalului Film în Sat, ce se va desfășura între 31 iulie și 4 august. Acest eveniment este rezultatul inițiativei actorului Toma Cuzin, care s-a născut și a crescut în această comunitate. Prin acest festival, cunoscutul actor a dorit să aducă un omagiu rădăcinilor sale, creând o punte de legătură între lumea artistică și satul său natal. Evenimentul va cuprinde proiecții de filme în aer liber, concerte emoționante și workshop-uri interactive. Intrarea la toate aceste evenimente va fi liberă, reconfirmând angajamentul organizatorilor pentru accesibilitatea culturii. Film în Sat nu este doar un festival de artă, este o sărbătoare a comunității care adună la un loc locuitori ai satului, vizitatori și artiști deopotrivă. Impactul său asupra comunității locale este profund, oferind o platformă pentru expresie artistică și culturală, dar și promovând Peștișaniul ca destinație turistică de interes. Prin evenimente ca acesta, satul își îmbrățișează tradițiile, în timp ce pășește cu încredere spre un viitor vibrant.
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Gorj au efectuat mai multe controle săptămâna trecută. Verificările au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă. În urma acestor controle au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 160.000 de lei. Pentru neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au dispus 143 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 15-19 iulie 2024 un număr de 46 controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 37 sancțiuni contravenționale în valoare de 162.000 de lei. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 143 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. De asemenea, instituția a transmis scrisori de informare către 207 angajatori din grupul țintă cu sediul pe raza județului Gorj, prin care aceștia au fost informați cu privire la obiectul negocierii colective, participarea și reprezentarea negocierea colectivă, procedura de negociere colectivă și efectele contractelor colective de muncă, precum și principalele beneficii ale negocierii colective. Compania Națională de Investiții a publicat luni anunțul de licitație pentru proiectarea și execuția complexului sportiv Stadion Municipal 1 Mai din Slatina. Această investiție se va derula prin Ministerul Dezvoltării. Valoarea estimată este de peste 270 de milioane de lei fără TVA, iar durata de realizare este de 66 de luni. Aceasta este ultima etapă înainte de începerea efectivă a lucrărilor în teren. Primăria municipiului Slatina având obligația de a asigura demolarea vechiului stadion și predarea amplasamentului la constructor. Stadionul de la Slatina va avea 10.000 de locuri. Noua arenă va fi amplasată pe locația actualului stadion. Suprafața terenului de joc va fi complet reamenajată, iar stadionul va fi dotat cu un sistem de nocturnă. Va avea și alte facilități, precum o lojă, o masă pentru presă, studiouri TV, o sală de conferințe, vestiare complet echipate, săli de antrenament acoperite, saună sau sală de forță. Pista de atletism va fi construită conform standardelor internaționale. Meteorologii anunță o răcire a vremii în a doua parte a acestei săptămâni, astfel în locul caniculei vin ploile care vor traversa majoritatea zonelor și vor răcori atmosfera. Temperaturile vor fi mai mici cu peste 10 grade Celsius. De ploi va fi afectată cea mai mare parte a țării, chiar din această după-amiază, în mod deosebit zonele montane, apoi în partea de centru, vest, sud-vest a țării. Acolo cantitățile de precipitații pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Vor fi posibile și căderi de grindină. Mai rămânem pe un fond de vreme caldă astăzi, pentru că în sud și sud-est temperaturile se vor apropia și vor depăși ușor 35 de grade. Tot astăzi intră în vigoare un cod galben pentru caniculă, însă de mâine vremea va fi instabilă, se va răcuri chiar și în partea de sud-est a țării, astfel încât temperaturile la nivelul întregii țări se situeze între 22 și 28, cel mult 29 de grade. După 6 ani petrecuți în Liga 3, Flăcăra Horezu a anunțat Federația Română de Fotbal că se retrage din campionat din motive financiare. Datoriile mari acumulate de către jucători au determinat pe oficialii echipei să ia această decizie. Primăria Horezu nu poate susține singură echipa, iar alt sponsor nu avem. Ne gândim și la insolvență, este una dintre soluții, a spus Vali Grigorescu, președintele clubului din Treapt. Flacăra Horezu a terminat pe locul 8, seria 6 a Ligii a 3 în sezonul recent încheiat. Fostul antrenor al echipei Cătălin Buca a semnat cu Vulturii Fărcășești în această vară, formație nou promovată în acest eșalon. Universitatea Craiova ar putea aduce în bănie una dintre cele mai importante formații de pe continent dacă trece de slovenii de la NK Maribor. Trupa antrenată de Costel Gâlcă va juca împotriva echipei care pierde duelul dintre Ajax Amsterdam și Vojvodina Novi Sad. Olandezii și sârbii se confruntă în preliminariile Europa League. Până atunci, conducerea doljenilor le-a făcut fanilor o ofertă. Vinde la pachet bilete pentru returul cu Maribor și duelul din etapa a patra a Superligii cu Petrolul Ploiești. Prețurile cele mai mici sunt la peluză, 40 de ron. Craiova joacă prima manșă în Slovenia joi de la ora 21:15. Meciul contează pentru turul 2 din preliminariile Conference League. Atât cu știrile, vă mulțumesc pentru atenție!